Trei profesori de informatică din Salău, formatori în cadrul proiectului cu finanțare europeană Certificarea ECDL a cadrelor didactice din Salău, un nou pas spre integrarea tehnicilor IT la orele de curs implementat de către Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, au dat în judecată instituția după ce aceasta nu le-a plătit sumele aferente plății serviciilor prestate de aceștia în cadrul acestui proiect. Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar Marcel Lucaciu, cei trei semnaseră un contract ca și formatori, în baza căruia în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2012 au desfășurat activități de formare cu peste 500 de cadre didactice din salaj, activități la urma cărora cursanții au primit certificat ECDL, adică un document recunoscut la nivelul Uniunii Europene, care atestă cunoștința în utilizarea calculatorului. Problema a fost că în momentul în care proiectul s-a încheiat, inspectoratul școlar titularul proiectului nu le-a achitat sumele prevăzute în contract, ca și contravaloarea serviciilor prestate. Banii trebuia să-i dea Ministerul Educației, Inspectoratului Școlar, ori Ministerul nu a mai dat banii, explică purtătorul de cuvânt. În aceste condiții, cei trei au acționat în instanță Inspectoratul Școlar, iar Tribunalul Sălaj, prima instanță sesizată, le-a dat câștig de cauză. În cazul unuia dintre profesori, decizia a rămas deja definitivă. Reamintim că proiectul a costat aproximativ 1,3 milioane de lei, din Aproape 1,2 milioane de lei au fost fonduri nerambursabile finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.